Ani de zile am crescut lângă dumneavoastră, aici la casă. Viața, gașca, prietenii, lucruri pe care le-am urât, am început să le fac. Și toate amenziile mi s-au transformat, iată în ce. Am pe numele meu un mandat de vreo șase luni de închisoare, nu știu ce va fi. Vreau să vă spun, domnul președinte, că eu m-am pocăit. M-am întâlnit cu Hristos și mi-a Lua toate lanțurile și toate lucrurile de care eram robit și m-a făcut copilul său Dumnezeu și sunt liber. Era o lege nescrisă în aceste locuri, cei mici trebuiau să le dea celor mari prăjitura, eugenia, erau acele eugenii și trebuia să le pui în, la ciorap și când ieșai, ieșai din sala de mese trebuia să dai eugenia sau bomboane sau ce mai erau la cei mari. Era o seară de revelion și am imitat câțiva pastori. Eram cu tineri, nu știu ce, erau glume, da, frumoase. Și ăștia au zis, hai să facem un concurs, nu un concurs, un interviu cu personalități din lumea baptistă. Și eu a trebuit să imit pe câțiva pastori. Vă dați seama cât de minte și la mine. Și l-am imitat pe fratele Iosif Țon, pe fratele Mihai Sârbu, pe fratele Petrică Dugulescu, merg la dânsul. Și zice, mă, eu te iert, dar trebuie să să mă imiți. Well, you, <laughs> Și eu, cât eram de nebun, stăteam la locală să aștept uh, cursa cu autobuzul. autobuzul și erau mulți oameni, zeci de oameni. Și eu începeam să le spun, cred că mă știți, că-s coconul aftin, el Vreau să vă spun că l-am cunoscut pe Dumnezeu și mi-a devenit tată. Și oamenii s-adunau în jurul meu și făceam evangelizare pe stradă, în stradă. Uh, toată această perioadă, cât am fost și la Onisim și la isr în toată lucrarea, am văzut un Dumnezeu care are o listă cu priorități. Vestirea Evangheliei, orfanul, văduva, săracul, cel străin, îi are Dumnezeu în grija sa. Și pentru a veni întâmpinarea nevoilor, nevoilor acestor categorii de oameni, Dumnezeu trimite dintr-o parte și din alta oameni care să fie îngerii lui Dumnezeu în împlinirea nevoilor. Vă salut dragilor și vă spun bun venit la un nou podcast aici la Eclesia Live. Bucuroși să fim din nou împreună cu un invitat special, un invitat aparte. Nu doar că suntem rudeni și provenim din Maramureș, ci Laurențiu Timiș, invitatul nostru de astăzi de la podcast, are o poveste de viață cu adevărat fascinantă și aș zice eu aparte. Bun venit Laurențiu și mulțumesc că ai acceptat să fii cu noi la podcast. Bine te-am găsit, bine v-am găsit și pe voi dragi privitori și ascultători. Mulțumesc Gabi de invitație și mă bucur că putem să fim iată după atâta vreme împreună. De când m-ai invitat și iată că a venit și momentul. Da, în sfârșit ai acceptat și uh, ne bucurăm de asta. Uh, pentru cei care nu-l știți uh, pe Laurențiu, el este președinte la Asociația Speranță și Lumină. Director executiv la Asociația Ajutor pentru Viață, pastor la Biserica Eclesia din Timișoara, poate trebuie să o spun pe asta primul, uh, prima și consilier la Consiliul Județean Timiș. Pe lângă toate toate astea, cum te descrie la o, așa cum îți spun prietenii? Permis să spun la o... Categoric. Eu nu mă, cum, zicea niște, cum ziceau niște prieteni de-a mei, nu mă formalizez, nu mă, Eu sunt cu inima deschisă. Când stau și mă gândesc cum m-aș prezenta eu, un simplu om. În alte contexte m-aș prezenta un om nevrednic, dar acum mă prezint ca și un prieten de-al tău, un prieten de-al prietenilor și îmi doresc să fiu un om aproape de inima semenilor, a fraților și a celor care mă înconjoară. Oricum ești cunoscut ca și un om care e aproape de oameni, printre oameni, familist, Povestește-ne un pic de familie. Da, mie îmi place să trăiesc printre oameni. Așa e structura mea, să fiu alături de oameni, mă simt atât de bine înconjurat de oameni și, în același timp, am și momentele mele când sim Să mă retrag, să stau în liniște. Așa cum ai spus, prin harul lui Dumnezeu și bunătatea lui, am o familie frumoasă. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o soție credincioasă, frumoasă. Nu numai că era singură la părinți, dar a crescut într-o familie cu spirit misionar. Într-o biserică mare, și totuși, dintr-o biserică mare, unde era acolo în Timișoara, a crescut mai mult fiind tatăl ei misionar la Moșnița Veche, într-o biserică unde erau doar 2-3 membri. Acolo mă amintesc că am întâlnit-o pe Ofi, cânta la orgă și mi-a dat Dumnezeu o familie frumoasă. Avem 3 copii, doi cu noi și unul sus. Și pe lângă copiii noștri, Dumnezeu ne-a dat în viața noastră încă o armată de copii, să avem grijă, bineînțeles că nu numai noi, ci o echipă care e în slujba regelui și în prezent mai avem încă 24 de copii. Slujesc prin Harul Domnului semenilor, fraților și am început cu familia pe care o am, iar de provenim vin, după cum unii dintre noastre știu, Gabi, bineînțeles, fiind nepotul meu de la frumoasa țară a Maramureșului, de Maramureș istoric, la Poalele munților Rodnei, de la palele Pietrosului. Acolo, în orașul Borș, am văzut lumina zilei, fiind al nouălea copil din cei nouă frați, fiu cel mai mic, și o familie modestă, o familie simplă, pe tata îl chema Petru, pe maică mea Aftina, nu sunt multe persoane cu numele acesta. Când ai fost ultima la Maramureș? La Maramureș. Au trecut câțiva ani de când am fost la Maramureș. Sunt multe lucruri pe care mi le amintesc cu drag, sunt unele lucruri pe care mi le amintesc, dar nu îmi produc neapărat plăcere. Cum a fost copilăria acolo? Hai să retrăim un pic așa, să ne întoarcem în, în timp. În adică. timp. Dacă e să privesc acum, fiindcă sunt cu tine la această emisiune, îmi permit așa să deapă în puțin din viața copilăriilor și aș împărți copilăria pe mai multe etape. O etapă în care îmi amintesc, micuț fiind, nu eram încă la școală, mergeam la noi la deal, la fân, am crescut învățând să lucrăm, la noi toți trebuiau să facă muncă, nu să stea. Aveam vacă, mă amintesc că aveam și, cred că vreo două oi. Îmi plăcea să mă joc cu miei. Mergeam la, la deal, la, la cosit, acolo împrășteam brazde. Mă amintesc că erau niște momente speciale din, din, din țările unde sunt păduri în zonele împădurite, zonele de munte, zonele de deal și așteptam să vină cu mâncare, erau coasaș, se făcea clacă, oamenii se adunau mai mulți și coseau fânul, unii mergeau în altă parte pe urmă să cosească la ceilalți. Oamenii trăiau ajutându-se unii pe alții. La noi era uh, spiritul ăsta al uh, voioșiei, neamul nostru a fost un neam de cântăreți, din partea mamei, din partea tatălui, a fost un neam de intelectual stră străbunicul nostru a fost printre primarii orașului Borșa în casa străbună a fost în perioada austro-ungară Austro, austro în casa străbunicilor a fost prima școală în care s-a predat lim în limba, în care s-a predat discipline în limba română îmi amintesc de copilărie momente frumoase momente mai delicate și Mă amintesc însă un moment mai aparte când odată ce pătrunde duhul ăsta lui Bacus face ravagii. Și așa a trecut viața încât la un moment dat, viața a trebuit să sufere niște schimbări în familia noastră, în familia Te referi aici Părinților. la, scuze mă că te întrerup, te referi la, la alcool, nu? Da, -a, ca, înțeles, să, ca a, să, înțeleagă. Să înțeleagă toată lumea. Mai... Ești foarte poetic, eu deja, sincer, la <laughs> văd așa munții, văd dealurile cum am și acolo. Cum bate, cum bate coasa pe ileu, să auzi cum se ascute coasa, să auzi acolo, nu se auzea claxoanele mașinilor și... Ai stricat-o tava. Da, da. Păi da. Eu am luat de la moșul. Deci, așa era viața. Viața da. în, în, în ansamblu ei era frumoasă, însă, odată ce pătrunde alcoolul, alcoolul poate, iată, distruge, rupe familii, distruge vieți, ajung mulți copii să sufere, și pe vremea lui Ceaușescu, dacă părinții nu erau împreună. Copiii ajungeau la cele case mamut, casa copilului. Erau condiții destul de bune din punct de vedere material, însă acolo au existat și multe drame în viața multor copii. Era anul 1984, mă amintesc când s-au întâmplat niște schimbări destul de mari în viața noastră. Așa a fost viața. A urmat o perioadă pe care a fost așa împletită dulce cu amar, cum au chinejii sosurile astea, dulce acrișor, momente dulci, momente mai puțin dulci și tu știi, Gabi, la ce mă refer și ascultătorii noștri, cum e vorba la noi în Ardeal, în fiecare casă arde focul, dar nu la fel. Și Practic a trebuit să fi mutat într-o astfel de casă. Da, erau și frații mei care au mers și ei, mă amintesc, doi au fost la Vișeu, alții la Ognă, la Bocicoi. Eu, într-un final, nici nu mai mă amintesc cum, am ajuns să mă întorc din nou acasă și am rămas singur în familie. Tata a ieșit după câteva luni de, de închisoare pentru că a fost un moment de, de necugetare. A, lovit-o pe că mi-am destul de, de, rău, ea a ajuns în spital, o venit în minte miliția, l-a luat pe tata, pe urmă frații, istoria a fost ciudată, zbuciumată, aveam lângă noi și pe bunica, pe moașa și mătușa și neamuri, ne ajutau, însă când privesc acum în urmă pot să zic că Dumnezeu a fost suveran. A purtat de grijă fiecare dintre noi. Frații mai mari erau plecați, cum e vorba la noi, ce plecați pe banat, la banat, lucrau aici, erau la școală, fratele meu mai mare își cumpărase o casă în zona Lugojului și viața a început să-și continue mersul, însă diferit. Îmi amintesc că îmi plăcea să învăț, aveam o vacă, îmi plăcea să merg cu ea la păscut, aveam grijă de ea, era o sursă bună de, de hrană, aveam o cană, cum spunem noi, o ulcică din tablă de aluminiu și o aveam cu mine, îmi plăcea să și mulc și nu aveam numai vreo șapte-opt ani. Mergeam cu vaca la păscut pe șanț, aveam o umbrelă și spițele la umbrelă le-am reparat eu cu drod, cu sârmă, însă când ploua aveam lângă mine și abegedarul și cărți, îmi, plătea, îmi plăcea să citesc. Țin minte că îmi spunea mama, dacă vrei să vezi bine, să speli bine o iaga la lampă. Și asta era misiunea mea, să iau sticla de la lampă și pe lângă, prin fața casei noastre trecea o vâlcea mică și o spălam eu sticla aia de la lampă destul de bine cum puteam, dar șansa mea era că mergeam la un vecin, la toate de rădăcină și făceam rost de ziare. El era un împătimit al cititului și tot mă gândeam, de ce stă și citește? Era era scânteia, era flacăra, era drapelul roșu și după ce le citea îi făceam eu anumite servicii sau așa și îmi dădea ziarele citite și cu ziarele ștergeam cel mai bine uiaga la lampă și așa am citit cărți pe care le-am avut, dar la lampă, noi n-am avut curent electric în casă Puțin mai târziu, știu că ne-au dat vecinii Anuța și Gavrila Vaselii. Ei ne-au dat să avem un bec în casă, să avem lumină. Însă, pentru aia, nu m-a oprit să nu citesc, să nu învăț. Asta era să... în anii 80. 80 84-85. Oiaga fiind acea sticlă prin care pătrunde lumina, lumina nu pusă da. la lampă. Și trebuia să ai grijă la fitil. Stăteam pe vremea aceea la rând ca să putem să cumpărăm cei șase litri de, de petrol lampant. Era petrolul, naftul, cu care puteam într-adevăr să facem ca să avem sursă de lumină. Erau acele coz destul de mari. Mă amintesc că stăteam la rând la pâine ca să cumpărăm câte o pită neagră cu cu 4 lei, noi pentru că am fost mai mulți, aveam rație mai mare și privesc în urmă și văd toate lucrurile, într-adevăr, că ele și-au și -au avut o amprentă aparte. Astăzi, parcă sunt atâtea, toate sunt în, în contextul instantului, super instant, cea instant, toate să se facă repede, însă atunci nu erau atâtea lucruri. Atât de elegante, atât de profesionale, însă viața era trăită mult mai intens, mult mai frumos. Era cultivat spiritul ăsta civic să ajut să sprijinești. Și, în cealaltă parte, pentru că funcționau și. Uh, Securitatea, miliția. Îmi amintesc că erau mulți oameni care au suferit pe nedrept pentru că se făceau tot felul de plângeri și erau și plângeri nefondate, neadevărate, dar până când să se justifice unii și alții, mulți au suferit pe nedrept și au suferit multe nedreptăți. Cum v-am spus, îmi amintesc prima parte, cât am fost acolo în poiană la școală, după care. Am ajuns la Ogna Șugatag. Mă gândeam că viața e diferită. Frații mei și sora mea, Veronica, am tot povesteau de o altă dimensiune a vieții. Ei aveau curent, aveau apă în casă, în casă acolo unde stăteau. Uh -huh. Și mă gândeam eu că parcă ar fi mult mai bine să fii în grija statului să și erau într-adevăr din punct de vedere. Material, condiții mult mai bune. Cum era viața la casele acelea de copii deci, în anii 80? În perioada comunistă, pentru că eu așa am prins perioada și perioada comunistă și perioada post-decembristă, uh -huh. și la Ognașugatag era. O casă cu câteva sute de copii. Oh. Erau, nu mai știu, cred că vreo 200 și ceva către 300 de copii. Erau școli foarte mari, cu mulți elevi. Casele aveau fiecare... Erau practic niște blocuri, mă amintesc unde stăteam noi. Cred că erau trei scări, parcă de bloc, pe patru niveluri. Copii mulți, într-o cameră, cred că am câte patru, șase, opt. Însă, erau lucrurile din punct de vedere al uh, hainelor îngrijirii acceptabile. Durerea era când uh, acolo era o lege a junglei. Cei mari, cei mai puternici. Ei erau șefii, ei stăpâneau și Gabi, tu știi că ți-am mai zis o ție, nu-mi prea place să vorbesc despre partea aceasta din prima copilărie, uh -huh. îmi place să vorbesc despre a doua copilărie, de când am fost născut din nou, de când l-am cunoscut pe Domnul Hristos, care mi-a schimbat viața. Însă și în acea perioadă cât am fost și la Ognă, și la Sighet, și la Bocicoi, după aceea am ajuns într-adevăr la Vișo de Sus, Acolo erau ceilalți doi frați ai mei, și viața a fost mult mai ușoară, ei fiind mai mari. Însă, în mintea și în inima mea era gândul: să nu asupresc pe cei mici, și să nu las pe vreunul care e mai mare să asuprească pe cel mic. Pentru că era o lege nescrisă în aceste. Locuri cei mici trebuiau să le dea celor mari prăjitura, eugenia, erau acele eugenii și trebuia să le pui în, la ciorap și când ieșai, ieșai din sala de mese trebuia să dai eugenia sau bomboane sau ce mai erau la cei mari. Cei mari beneficiau de servicii gratuite din partea celor mai mici, să le spele ciorapii pe picioare și alte lucruri. Mai erau și alte lucruri cumplite pe care unii le-au le -au îndurat. Dar, cum ți-am spus, am ajuns la Vișo de Sus, acolo era o casă mult mai... Erau frații mei mai mari, era o casă mult mai elegantă. De la ognă, de câte ori am vrut să fug, de atâtea ori m-au prins și... Ai, vrut să fug? Povestește-ne o evadare în care... e figură, mai Gabi. Nu le-am spus, cred că e prima emisiune în care spun cum, cum, cum îmi făceam un scenariu ca să fug. Eram, mă amintesc, cu un un, un tânăr, Tiran Vasile. Cu el stăteam acolo la ognă, ne înțelegeam bine, ne împărțeam mâncare, ne ajutam, ne apăram, ziceam noi că suntem frați de cruce, în, în Ogne este și o stațiune frumoasă și uneori mergeam pe acolo și veneau vârstnici care stăteau în stațiunea respectivă și să știți că oamenii sunt sensibili. Când văd câte un copilaș și spune că e și foame, că mâncarea nu era destulă, nu era prea grozavă, dacă era mâncare destul de bună, trebuia să știm că o lăsăm o parte din ea pe farfurie și ceilalți se bucurau de ea. Însă ne făceam scenarii cum să fugim, pentru că Ognașugatag este așa pe o, pe o colină. Erau 6 km până la prima localitate, la Fereș și vreo 4 până în Satșugatag. Treceau două autobuze spre Baia Mare sau spre Sighet și stația de autobuz era chiar în fața școlii și a faței, în fața casei de copii. Și de fiecare dată era câte un educator acolo. Mă amintesc că am plecat pe jos, era frig, era perioada de iarnă, 7 km până la Ferești, de acolo mai erau vreo 11 km până la Sighet. Și mă amintesc că a venit de la casa de copii cu un aro, atunci erau aro, uh -huh. ne-au găsit pe drum, am vrut noi să fugim, ne-au prins și nu o să vă spun ce tratament cu relin, nuielin, numai nu era nuielin, era o nu elin așa cam cum era, însă au fost și o perioadă când am, deci cam așa era, am fugit, uh -huh. o altă dată am încercat să ne ascundem, am mers până la stațiune și am zis ne punem acolo în, auto, în autobuz. Însă când a ajuns la stația următoare din fața casei de mă copii, așteptam. acolo așteptau că știau unde e timpul. Știau că eu vreau să fug. Era pentru mine și pentru Tiram Vasile, pentru Dumnezeu. nu numai să fugim. Pentru noi parcă era o închisoare. Nu mai vedeam și educatorii și alții care erau, tot încercau, nu mai suportam. Mă -am amintesc că am reușit să, să sunt cu taxe inversă Mătușa noastră din Poiană, ea avea telefon și știam numărul, și acum îl țin minte: 501183, și am. Atunci, așa era, era acele telefoane cu disc să le formez, dar n-aveam bani. Și am mers la centrală și am zis că vreau să sun cu taxa inversă. Și a răspuns mătușa că trebuia să accepte taxa inversă, să plătească uh -huh. ei erau acele centraliste cu cablurile. cu cablurile să le schimbe și a răspuns mătușa și într-adevăr i-am zis mătușe, spune să vină tata sau mama că eu nu mai suport să stau aici trebuie să fug dacă nu, nu știu ce o să fie și primisem într-adevăr o, o corecție destul de puternică încă mai aveam când a venit în minte tata atunci era un om înalt, avea aproape 2 metri niște mâini, el a fost dulgher niște mâini, o lucrat, numai cum v-am spus de aceea n-am să încurajez niciodată pe cineva să consume alcool și Scriptura spune, bine e să nu bei vin, iar dacă are vreună altă încredințare, tot Scriptura spune să o păstrez pentru tine și a venit tata și a discutat, nu știu ce, a vorbit cu directorul, decât am auzit niște sunete mai aparte și într-un final am ajuns acasă am stat sfârșitul ăla de săptămână, m-am transferat pe urmă la Vișeu și viața a fost diferită. Mergeam la generală numărul 7 la școală, mie îmi plăcea să învăț, nu eram așa prostălău, cum zicea cineva, îmi plăcea să citesc, îmi plăcea să învăț, îmi plăcea să admir și îmi plăceau și lucrurile rele. Pentru că parcă astea au venit în vremea aceea la pachet și lucruri pe care la un moment dat nu le-am iubit, lucruri pe care le-am urât, cum e violența, cum e alcoolul, cum sunt jurăturile, parcă le-au început să fie niște semințe și au început să uh, înmugurească și să se formeze, și unii de acasă se uitau puțin ciudat la. Cum am luat, așa? Crezi că puterea, direcție... puterea anturajului, zona în care ai fost? Cred că toate. Cred că toate. Uh -huh. Și gașca, Maramureș, și prietenii, și curiozitățile. Atunci nu erau lucrurile care sunt acum, accesul la lucrurile care sunt acum, Acum accesul la o lume fără de legiuri atât de ușoară. Atunci era diferită. Atunci trebuia, nu erau așa vizibile lucrurile astea scandalurile, bătăile, însă ele au început să, să se așeze în mintea și în viața mea. Ne apucaserăm să dăm cu grebla, cum s-ar zice, eram la vișeu și mergeam cu unii care erau experimentați în dorința de a... și nu luam, luam mâncare, erau și în mintea noastră gândul cum erau mulți, vedeam, mă, toți fumează, hai să luăm, să fumăm și noi, hai să facem și... Nu au fost lucruri bune. Am ajuns, am terminat într-adevăr clasa 8 -a, am mers în borșa la profesională, am ajuns la profesională în borșa, stăteam la internat, casa de la Vișeu mă acoperea internatul și lucruri pe care le-am urât, cum ți-am spus Gabi și tu știi că perioada aia erai mai mărunțel, dar îi știam pe ai tăi, pe toți, au început deja să, să să se vadă și în viața mea. Și îmi amintesc că într-o zi, era cred că în 90 și ceva, 91-92, uh, sora mea Veronica se întorsese la Dumnezeu, se pocăise și eu eram în casă la noi, acolo pe, în Poiană, pe Alexandru Ioncuza 23. Acum îmi pare rău, casa veche... Uh, s-o dărâmat, am dărâmat-o, așa a fost uh, voința altora, acum probabil că dacă era, n-aș mai fi fost în gândul ăsta să fiu de acord să o demoleze, dar așa a fost atunci. Și mă amintesc că sora mea îmi spunea, Veronica, eram la profesionale, zice Grigore, pe mine mă cheamă și Grigore, mm -hmm. și zicea, tu o să mergi la liceu și te vei întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu va face ca prin viața ta multe vieți să fie schimbate, mulți să se întoarcă la Dumnezeu. Și eu, bineînțeles, că am luat-o în batjocuri, am început să râd de ea am zis, lasă-mă tu cu sectanții tăi, cu pocăiții tăi, că tu nu mai știi ce e viața, nu mai știi să te distrezi, tu care erai cântăreață bună, dansatoare, de toate, acum nu mai știi numai biserică, Biblie, și o judecam. Cum îți spuneam, într-adevăr, am dat la liceu, am intrat, atunci era cu examen, am M-am retras de la profesională după ce am făcut un an de profesională. Am mers la liceu și în primul an de liceu, atunci era pe, tri, pe trimestre. Țin minte că m-a chemat vara mea, Ileană, ea era director adjunct și îmi spune: Grigore, ai 128 de absențe. Și dacă ți le motivează, nu poți să treci în următorul trimestru pentru că ai atâta, atâta mari de absențe. Șansa ta e să te transferi la o altă școală și odată cu transferul mergi doar cu mediile și nu ți se duc și absențele. Și mă gândeam eu ce să fac. Pe lângă toate astea mai aveam niște emoții, pentru că, și acum vă spun vouă, n-am mai prea spus eu la unii și la alții, dar uh, sunt lucruri care au fost în viața mea lucruri pe care Dumnezeu mi le-a iertat și e harul lui atât de mare. Îmi amintesc că era și un mandat de arestare și poate că o să te miri și tu și alții. În vremea aceea, dacă primeai amenzi, nu plăteai amenzile, se transformau în zile de închisoare. Și oh. eu, pentru că aveam gașcă și cu ai mei era țin minte pasiunea să stau la bar, era atunci Grigore Orizo și alte baruri care după Revoluție s-au uh, deschis. Neamul nostru era un neam petrecăreț și când eu omul a fumat după două, trei pahare, nu mai contează, lasă, asta e viața, trăim la maxim. Și diavolul știe cum să, cum să învârtă lucrurile, să crezi că asta înseamnă viață și multe amenzi am avut, ele s-au transformat în închisoare și am zis, ce să fac? Cât ar fi trebuit Erau vreo să... șase luni. Wow. Erau vreo șase luni și era deja un mandat și mă gândeam ce să fac. Soara mea, Maria, mă sună, adică cred că eu am sunat-o și îmi spune, dacă vrei, vină la Timișoara la școală. Știa că am și am atâta mari de absențe și am zis vin la Timișoara și merg la Electro Timiș. M-am urcat pe tren, am ajuns în Timișoara, m-am dus, mi s-a uh, primit transferul, dar uh, trebuia pe urmă transferul să fie aprobat chiar de minister. Și m-am dus chiar și până la București. Istoria e mai delicată. M-am transferat ba mai mult. <coughs> Am ajuns în Timișoara, m-am transferat pe urmă de la Vișeu la Ognă și de la Ognă Șugatag am făcut solicitarea de a fi transferat de la centru de plasament din Ognă pe urmă în Județul Timiș și mi s-a aprobat și așa am ajuns la centru de plasament numărul 7 de Găvoșdia. Practic, domiciliul tău era uh, legat de un centru de plasament exact. și liceul era altceva, zona în care tu învățai în perioada în perioada respectivă. Exact, am înțeles. Și am zis, vin la Timișoara, am venit aici în Timișoara la Liceul electrotimiș, mi erau asigurate toate cele necesare, aveam barem pentru haine, rechizite, mi se acoperau toate cheltuielile pentru internat. Eram destul de <coughs> rău și în perioada aia, că am ajuns în Timișoara și eu vorbă cine se aseamănă, se adună, imediat am găsit alți prieteni de chefuri, de pahar, Până atunci, nu te-ai gândit la Dumnezeu? Chiar am vrut să te întreb, când povesteai, ce însemna Dumnezeu în toată perioada aia, până ai ajuns la Timișoara, așa, Măi, cum te raportai la Dumnezeu? Vreau să spun și ție și privitorilor și ascultătorilor, eu credeam în Dumnezeu. Chiar aveam, după ce făceam câte o lambadă din aia puternică, aveam momente când... Mă retrăgeam, chiar și în mănăstire, câte o zi, două, și ziceam, măi, eu trebuie să mă schimb, alți oameni și neamurile mele, când mă vedeau cât eram de, 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 de pătimași, își făceau o cruce și ce doamne, din ăsta nu e și om, cât aș fi lumea și pământul. Și chiar și în Timișoara, țin minte că mergeam în niște locuri, ele erau bune, dar se consumau băuturi și omul când consumă nu mai are rațiune, nu mai judecă. De ce? După ce bea un pahar de țuică, timidul devine deodată îndrăzneț. Omul care e posac și trist, dintr-o dată după ce bea un pahar, două de țuică sau de vin, deodată începe să-și schimbe atitudinea. Pierde controlul. Pentru că alcoolul afectează mintea și viața și, și nu mai ai aceeași judecată. Și nu te-ai să rămâi în mănăstire dacă ai fost? Am avut momente când ziceam, mai cred că să să că viața monastică și moașa călină, că tu știi, pe da, bunica, da, da. străbunica ta de altminteri, mătușa călină, sora mamei tot îmi spunea, măi Grigorașule, tu ar trebui, că o auzi cât eram de rău și așa, și zicea, tu cred că ar trebui să vezi undeva, să te duci la vreo mănăstire, să-l cauți pe Dumnezeu. Și în mintea mea și în inima mea, îl căutam pe Dumnezeu, nu înțelegeam ce se întâmplă în jur. Eram aici, în Timișoara, sora mea se pocăise. Și într-o zi, Veronica a zis: vină dacă vrei la biserică. Și am ajuns în perioada asta, cu toate zbaterile, cu toate luptele, și eram un tinerel. De aceea nu-i judec pe nici pe tineri, nici pe bătrâni, nici pe cei în vârstă, pentru că viața îi atât de nesigură viața poate uneori să, cum eu vorbă, să bată filmul. Și am ajuns uh -huh. în 28 februarie, în 1993, pentru prima dată într-o biserică evanghelică, într-o biserică baptistă. Eram Asta se întâmpla în Timișoara. În Timișoara, da. Uh -huh. Și aveam o geacă de piele, era așa cu un fel de cozoroc la umer și era tată din petece. Pe vremea aceea era vremea petecilor, S-a din Serbia și din alte locuri, geci de piele, tătă din bucățele. Acum mai vremea ruptului. Atunci era vremea petecilor și eram în trend. Și eu aveam uh, un pachet de țigări în buzunar, Eram copil sărac, nu aveam, avea, erau carpați fără filtru, cu 3,25. 25. Și Mă uitam în biserică și în timp ce tot mă uitam, a început predicatorul să vestească Evanghelia. Se predica din Ioan 8 cu 36. Dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Adevărul vă va face slobos. Și mă gândeam, și predica, poate ai vrut să te lași de vreo patimă, de vreun păcat. Ce tare și că ai rămas totul. cu, și cu textul și cu predica. Da, M rămas, le văd și acum în minte, parcă le văd în față. Și zice, n-ai putut să renunți la ele pentru că nu te-ai liberat Fiul lui Dumnezeu. Și țin minte că în seara aceea am zis, Doamne, nu știu cum e viața, ce e, dar aș vrea să mă eliberez și mie viața de toate patimile, de toate pornirile. Și când am ieșit din biserică, în fața bisericii, acolo în piața Traian, ia-și -o, o balustradă ca să nu iasă o mine direct în stradă, uh -huh. vopsită cu alb și cu roșu, și am băgat mâna în buzunar, am scos țigările, Nu a fost frumos, le am aruncat pe jos acolo, le-am aruncat jos și am zis eu, în viața mea, nu mai vreau să pun țigări, în gura mea. Și când am ajuns la internat, mi-am spălat hainele, să nu mai miroase tutun și băutură. Când a venit ziua de luni, cine credeți că vine la mine, colegul meu, Feri, boarță, și uh, el era copil de bani gata, da? era prietenul meu, de prostii, de toate, uh, și mai aveam așa o gașcă de, 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 de băieți și fete, <coughs> și zice Timiș, ți-am adus un pachet de țigări, <hî>. M-a dus un pachet de Malboro cu 25 de țigări. Vă dați seama te că... Te cu carpață. E, așa, când venea el, am fumam și eu atunci. El venea cu vișeroa, cu... Uh, nu mai țin minte acum, beteu și alte țigări, cum erau pe atunci. Și zic, oferi, eu, eu mă pocăiesc, eu nu mai fumez. A, tu și pocăința. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, într-adevăr, Dumnezeu și Evanghelia are putere. Evanghelia ei, puterea lui Dumnezeu. M-am întors la Domnul. În perioada aia țin minte că Tata a murit. El a murit la 52 de ani, însă Dumnezeu a continuat să-mi poarte de grijă. M-a învrednicit să-l cunosc. Am început să citesc din Biblie. Nu aveam eu o Biblie, am primit pe urmă mai târziu, dar țin minte când mergeam la biserică. noi Nu aveam Biblie, nu știam. Eu lăsasem gașca, prieteni, toate lucrurile astea. Mă vedeam uneori așa un singuratic. Am zis: Doamne, dar viața să fie așa solitară? Uh -huh. Și când mergeam la biserică, mă puneam acolo în față. Mă amintesc că venea o tânără, o fată, Dora de Măcuș, și îmi punea carte de cântări și Biblia. S am și eu o Biblie și am și eu. Cartea de cântări. Mă uitam, am început să urmăresc, să citesc și. Am mers, pe urmă, la cursul de caticheză. Mulți știau, inclusiv în internat, au început să se vadă mă, Timiș, nu-i mai ăla, bătăușul, nu-i mai cu uh, alcoalele, nu mai cu bătăile, cu scandalurile. Ai fost mireau... tentat să te întorci la viața veche? Uh, tentația să mă întorc în viața de dinainte, nu, dar era tentația doar să fumez. Atâta era patima asta, viciul ăsta al tutunului, încât uh, când îi vedeam, îmi venea să-mi rod unghiile și... Cel mai greu mi-era în, în timpul pauzei mari. Era pauza de 20 de minute și a zis, ce să fac? Și sora mea îmi spunea, Veronica, păi nu te mai duce cu ei, până când Dumnezeu într-adevăr va lua această poftă. Mergeam în internat, că la noi e liceul și internatul erau în același loc. Și mergeam din școală la mine în cameră, ajunsesem șef de cămin și mă puneam pe genunchi și citeam din salmi și ca un abur se ridica deasupra minții mele și nu mai îmi venea nicio poftă să mai fumez. Și pe urmă am continuat în cea soră mea, ce mai, dar du-te și stai cu prietenii tăi, cu colegii tăi, să vadă că tu nu mai ești, cum ai fost, nu mai înjuri cum înjurai, nu mai faci ce făceai. Și într-adevăr, în perioada aia după... <coughs> Și eu m-am întors la Dumnezeu după ce m-am pocăit, peste 60 de, de colegi. Veneau cu mine la biserică. Unii s-au întors la Domnul, alții, uh, iată, ne-am întâlnit cu alții, m-am întâlnit după 20 de ani, uh, mă rog pentru ei, mă rog ca Dumnezeu să lucreze, din pedagogii pe care am avut, iată, unii s-au întors la Dumnezeu și uh, e, e frumos să vezi că în toată. Viața aceasta în ansamblu ei, Dumnezeu are și firele noastre de păr numărate, are zilele noastre numărate și mai mult, Dumnezeu știe și urcușurile, și coborâșurile, și căderile, încât spunea Domnul Hristos, oare nu ca de o vrabie sau două vrăbi sau ce se întâmplă fără să cunoască? stăpânul. De aceea vă încurajez, dragii mei, să vă ancorați în Dumnezeu. Să știți că și când treceți și când trecem, mă uit la viața mea, prin momente grele, prin zdrobiri, prin trădări, prin nedreptăți, suferințe, e important să-L găsim pe Dumnezeu. Și Țin minte și acum destul de le am în fața ochilor evenimente când eram trist, când îi judecam și pe ai mei și neamurile mele, judecam pe toți, mă judecam pe mine, judecam pe alții. Însă când m-am întâlnit cu judecătorul și când m-am judecat cu Dumnezeu, atunci am înțeles că viața poate să găsească și putem descoperi o altă nuanță. Dumnezeu spune: Veniți, totuși, să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre roșii, cum e cârmâzul, Se vor face albe ca lâna, ca zăpada. De vor fi multe cât nisipul mării. Așa spune Nisaia, Se vor pierde numărul lor. Și așa când m-am judecat cu Dumnezeu în acea seară, și am continuat. Am descoperit că oamenii care se judecă cu Dumnezeu în timpul vieții lor scapă de judecata viitoare, de condamnarea finală și, dacă vrem să scăpăm de judecata de apoi, e important să ne judecăm acum. Asta a fost așa, prima parte a, a vieții. Am ajuns să termin chiar și liceul. În, în orele de la mine, din clasă, de la liceu, uneori aveam. În loc de diferite discipline, aveam chiar dezbateri teologice, discuții despre diferite concepte despre lume și viață, pentru că mă știau și profesorii. Și Ai luat în serios colegii, practic credința și uh, relația cu Dumnezeu, nu? Da, deci pentru mine era așa o pasiune să-l descoper pe Dumnezeu, să mă apropii uh -huh. de Dumnezeu. După ce eu m-am pocăit, am început în ziua de vineri și marțea. Și vinerea să fie zile în care să stau în jerfă, în post și în rugăciune. Fie toată ziua sau prima parte a zilei. Ziua de vinere era pentru mine ziua de jerfă, de rugăciune și de post pentru ca Dumnezeu să-mi dăruiască o familie. Și când m-am întâlnit cu Ofi, fără să știu, Ofi și ea avea ziua de vineri când postea, tocmai pentru familie, că așa a fost învățată. Să postești și să te rogi pentru o familie de credincioși, să fiți o familie credincioasă. Și e minunat, deci pentru mine era pasiunea să-L cunosc pe Dumnezeu. Eram la găvăjdie, am stat doar o parte, dar pe urmă continuam să merg și cât am fost la seminar, că am ajuns să merg la institut, Continuam să merg, să mă întâlnesc acolo cu colegii, mă amintesc că am întâlnit la, la Găvo oameni pocăiți care veneau acolo, se ocupau de copiii din acel orfelinat, din centru de plasament. Fr Sora Livia Buciuman chiar și-a luat normă de educator pentru a fi cât mai mult cu copiii. Fratele Gigel Olaru mă încuraja să merg la seminar și zicea, Timiș, tu trebuie să mergi, că Dumnezeu are un plan cu viața ta și tu trebuie să fii slujitor. Am colegi de la Găvoșdia cu care... Mă întâlnesc. Unii s-au întors la Dumnezeu, s-au botezat. Ai avem... în minte un, un coleg sau ai zis că mai mulți s-au întors la Domnul în toată perioada asta? care ți-a atins viața, ți-a impactat. Zici, bă, uite cum l-a întors Dumnezeu pe omul Am în minte mai multe nume. Mă amintesc unii care, de exemplu, doi, doi colegi care au fost pocăiți înainte de mine. Erau primii care s-au pocăit acolo la Găvăjdia prin slujirea acestor frați. Era Samir și Nelu Chiriac. Și pe urmă mergeam la ei, ne întâlneam, mergeam la biserică, era biserica, atunci era Exodus, pe urmă s-a schimbat numele biserica Speranța în Timișoara și veneau uh, mulți colegi care s-au întors la Dumnezeu. Unul din ei, mi-l amintesc acum așa de clar, Aurel Anuț. Era Aurel Anuț, era uh, Ciprian, uh, aveam o trupă, Dalca, mai mulți colegi, uh, Fulechi... Și ne întâlneam la biserică. După biserică mergeam la sora Livia. Împreună pregăteam mâncarea, curățam cartof, făceam mâncarea de prânz. Dar îți spuneam de colegul ăsta de Aurel, de Anuț. Uh -huh. Vreau să spun că. Acum el e în Danemarca și în urmă cu câteva zile m-a sunat și a zis Timiș, vreau să spun că am hotărât în fiecare lună să trimit banca să cumperi la bătrâni mâncare, măcar un bătrân să primească o mâncare din partea Domnului prin mine. Și în fiecare lună au relanuț cu soția lui și au cred că trei copii. Iată un tânăr care n-a crescut lângă mama și tata, nici soția lui, Trăiesc printre străini, dar îl au pe Dumnezeu. Și în fiecare lună trimite în contul asociației câte 60 de euro. Și a zis, vreau să știi că 2 dolari pe zi, cât i pentru a cumpăra alimentele că noi le pregătim în cantina uh -huh. Căminului Speranței, el trimite, a trimis și înainte. Înainte a trimis o altă sumă ca să cumpărăm pâinea pentru mai mulți vârstnici. Și e frumos când te uiți în urmă să vezi cum Dumnezeu a purtat de grijă. Îmi vine în minte un alt coleg cu care mergeam prin Valea Almăjului. Eu vă dați m-am întors la Dumnezeu, m-am pocăit și mergeam la numărul 2. Și vedeam mai mulți colegi la biserică cu mine și alții mă chemau, alți frați la ei, în familie, la masă. Îmi amintesc că m chemat Mama Ilinca de la Știnepari, Mama Ilinca Telescu, pe urmă în Valea Almăjului, familia Liuț și familia Voichescu. Și mergeam cu copiii aceștia la cu Mare, la Dalboșeț, stăteam la Mama Vuța, la ea în familie și mama, la mama Lenuța Voichescu, era soția pastorului Voichescu și mergeam cu copiii ăștia, copii care n-au știut ce înseamnă să aibă părinți, eu o știam pe mama, pe tata, aveam frați, surori, dar ei n-au avut posibilitatea să-i cunoască, să fie cu ei, să trăiască cu ei și ei se bucurau când împreună mergeam și stăteam în vacanțe la aceste familii și e minunat că oamenii aceștia și-au deschis inima, și-au deschis familia pentru noi, pentru acești copii. Era așa o plăcere. Țin minte că Ioji Geiger era cu noi și avea o voce bună, Cipriana Avadani și mergeam și cântam cântări de laudă prin aceste biserici. Și, frații, ne înconjurau cu toată dragostea și extraordinar să vezi cum Dumnezeu. Are oameni care într-adevăr iubesc și iubesc nu cu vorba, ci iubesc cu fapta și cu adevărul. Oameni care aleg să se îmbogățească față de Dumnezeu, care știu că odată va veni ziua când Domnul Iisus... Să ne-au plecat în veșnicie și le, va, le spune Domnul Iisus Hristos, când ne-ați primit în casa voastră pe acei copii, pe acei oameni, nu pe ei ați primit, ci pe mine. Uh -huh. Când ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați frațai mei, spunea Domnul Iisus Hristos, mie mi le-ați făcut. Acum mi-am mi deschis inima, Gabi, cu tine îmi permit că ești nepotul meu și de aia și față de ascultători, pentru că... Uh, unii oameni privesc, se uită, însă, dragii mei, știu un lucru: că Dumnezeu le are toate lucrurile din Univers în mâna Sa. Și e extraordinar să te încrezi în Dumnezeu. Eu nu pot decât să-l laud și să-l binecuvintez pe Cel care mi-a purtat de grijă când văd din jurul meu atâția oameni sfâșiați de boli, sfâșiați de handicapuri, sfâșiați de traume, măcinați de depresii, chinuiți de duhurile, n-am decât cuvinte de laudă că Dumnezeu din ceruri s-a întâlnit cu mine, mi-a eliberat viața, mi-a dat o familie, mi-a dat onoarea să-L slujesc pe El, să slujesc pe cei din jurul meu, să fiu un slujba semenului. Ce mare har decât să fii o povară pe cine Dumnezeu alege să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, Iată. să ne investim viața în semenii noștri, în aceea care n-au avut șansa pe care am avut-o eu, pe care ai avut-o tu, Gabi, pentru că Dumnezeu ne-a făcut așa, în neamul nostru, să fim luptători. Uh -huh. Iată, pentru alții uh, sunt lucruri normale, să ai o familie, să ai o masă, să ai uh, niște lucruri uh, care țin de confortul zilnic, dar... Uh... Pentru alții sunt o favoare și le vedem ca o binecuvântare. Ziceai la un moment dat că te rugai pentru o familie. Povestește-ne cum a fost întâlnirea ta cu Ofi, că știu că te-a marcat momentul ăla, ținând cont de marele puzzle zbuciumat în care ai crescut. Mai țin minte că mergeam, eram la numărul 2, Biserica Baptistă numărul 2, fratele Lerânc, era pastorul bisericii fratele Râncu a ținut mult și a ține la mine, mă provoca să slujesc, mă amintesc că pentru mine era pasiune să împărtășesc cu oamenilor de ce a făcut Hristos în viața mea. Practic, cum tu ai eliberat, oamenii lângă tine, m-a da. mântuit. Mergeam în Borșa, și eu cât eram de nebun, stăteam la locală să aștept uh, cursa, cu autobuzul. autobuzul. și erau mulți oameni, zeci de oameni. Și eu începeam să le spun, cred că mă știți că scoconul aftin, el o poștric, Vreau să vă spun că l-am cunoscut pe Dumnezeu și mi-a devenit tată. Și oamenii se adunau în jurul meu și făceam evangelizare pe stradă. Și le vorbeam de dragostea Domnului. Eram Așa a fost, stăteam la, la, mergeam cu trenul, peste tot, la fel îmi plăcea să merg în misiune și e, socrul meu, Gligor, el m-a provocat prima dată să merg cu el la învon, să predic acolo la moșnița veche și mergeam, Ofi, ea era, ea cânta la, la orgă. O fată retrasă, timidă, la locul ei, nu vorbea prea mult. Slavă Domnului că acum vorbesc eu destul, că dacă mai vorbea și ea, nu știu ce se întâmpla. Și ajunsesem la seminar, și într-adevăr, pe unde mergeam eu în vizite la unii la alții unde era câte o fată prin anumite familii, credeau că poate o să fac curte fetei respective. Dar nu aveam treabă, chiar dacă sora îmi spunea, ia frate, că asta e prăjitură făcută de fică mea, mâncare făcută de fică mea. În mintea mea mă gândeam, dar din n-ai făcut nimic? Dar am zis, eu eram cu bun simț, mulțumeam pentru mâncare, pentru toate și mergeam în familia Gligor la rugăciune. Ei făceau seară de rugăciune în familie eram la seminar și am mers la ei la rugăciune. Când am mers, aveam o pereche, țin minte că am primit de la Găvo din Danemarca. Primeam danezi, veneau mult la, la Găvo și luau copii pe care îi aveau în grijă, în ghilimele spus, și le trimiteau câte un pachet. Și eu am primit un pachet cu o pereche de adidas de pânză, frumos, foarte comos și m-am dus la ei la rugăciune la fratele Emil. A început să plouă, eu nu aveam umbrelă și era mut și pe picioare și pe haine. Am mers la ei în familie, am stat, am povestit, mi-am dat jos adida și au văzut că erau de-se minte că uh, fratele Gligor s-a dus, s-a deschis uh, unde avea un dulap, așa uh, și mi-a dat o pereche de ciorapi noi, noi, atunci eu desfăcut. Era ciorap cu vârste, cum se vede, astea cu două dungi Aha. albi. Cum erau, uh, era fabrica de ciorapi în Timișoara și. Uh, găseai foarte și de calitate. I-am luat ăia în picioare și a pus Adida și mei, i-a pus pe, avea un, un calorifer electric pe element. După câtva timp m-am uitat că Ofi a luat un Adidas și a băgat mâna să vadă dacă s-a uscat. Pentru mine el a fost momentul când mi s-au aprins beculețele și ziceam în minte, îmi puneam eu, cine s-a uitat să vadă dacă ți-s us papucii sau nu. Dacă toți așa, doar la suprafață. Dar ea a făcut-o fără să se gândească. A făcut-o din instinct, o chestiune naturală. Era Dar pentru grija mine, ei, da. da. Dar pentru mine a fost ceva care m-a marcat. Și de atunci a trecut, cred că mai bine de un jumătate de an, când am stat, m-am rugat și am postit. Și am zis, Doamne arate. Și am început să mă apropii tot mai mult de familia lor, de ea, să discut, să... <coughs> da, dezvoltăm în felul ăsta o relație și pe urmă Dumnezeu a aprins și flacăra iubirii, n-a fost ceva așa instant, gata, pa, ba, bum, bam, a fost ceva ce s-a clădit în timp, nu a fost gata, te a îndrăgostit brusc, nu mai vezi nimic înaintea ochilor, deci a fost ceva ce am mers într-un mod natural. În mintea mea mă mai gândeam la fete, la alte fete, le puneam așa în cumpănă. Ce-mi doresc eu? O fată care să fie tot timpul să se bage în față, să fie una care să se... Sau o fată așezată, liniștită și, într-adevăr, vorba aia că Dumnezeu are grijă de fiecare. Mi-a dat, ea era singură la părinți, împreună am făcut tot ceea ce avem și uh, nu pot decât să uh, îl slăvesc pe Dumnezeu că iată când el uh, uh, face un lucru, el îl face frumos la vremea lui. Ne-am căsătorit în anul 3 de seminar, chiar dacă la institut ne încurajau să așteptăm până la sfârșitul anului 4. Eu n-am mai așteptat, dacă aș văd socrul meu nu m-am spunea până nu termină școala, abia pe urmă. Și Într-adevăr, a fost frumos, am terminat uh, anul 3, ne-am căsătorit, uh, am avut oameni care au fost alături de noi și am avut o nuntă frumoasă pe vremea aceea, nu era cum e acum, mai la acum, mai ușoară nunta să-ți o faci, trebuie să-ți găsești locația, să-ți faci rezervare la restaurant, primești tot, tot, tot. La noi a trebuit să facem totul noi de noi, inclusiv prăjiturile le-am făcut cu bucătărea sa noastră, cu cofetărea. Ați avut cofetare. cort de ăla? Cum da, se făceau? un cort pe șapte nivel. Nu, cort, cort. A, ah, cort nu, am făcut în sala bisericii. Ah. La numărul 2 biserica avea sală de denunți, de evenimente, dar am avut toată mâncarea și tot ce am avut a fost pregătit de noi. Țin minte că în seara anunții eram și eu și atât de obosiți, abia așteptam să se gate nunta și să mergem să ne culcăm. Să știți că aia am și făcut. <laughs> <laughs> și a fost, a fost, frumos. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am început pe urmă lucrarea pastorală, am terminat institutul. Cum a fost viața la institut? La București ai terminat. Da, e. da. La institut, să mai beau un pic de apă. Sigur că da. Că mă gândesc că nu știu, nu ți-ai dorit dintotdeauna, adică n-ai când a, de unde-i zvorât uh, gândul ăsta? Păi vreau să fac institutul. Eu, după ce m-am pocăit, să știi că am avut în minte și în inima mea dorința de a merge la, la seminar, la institut, uh -huh. să merg pentru a mă pregăti, dar erau două chestii. Și am zis așa, țin minte că vorbeam cu cumnatul meu, cu Emil, și îmi zicea, măi, Gigi, dar cum îi, cum crezi tu? Și am zis, măi, vreau să fac o facultate. Laică, pentru a mă putea întreține, pentru că știam că din pastorală nu pot să trăiești. E destul de greu, pentru că în cultul baptist și mai sunt câteva culte, nu s-a acceptat plata slujitorilor altarului de către stat. Ci doar bisericile să își plătească Sustină, slujitorii da. duhovnicești. Și eu am zis: Măi, eu nu vreau să fiu povară pe nimeni, eu vreau să lucrez, eu vreau să muncesc și Sfântul Apostol Pavel când n-a putut fi susținut de către bisericile locale, a avut o fabrică de, de construcții, făcea corturi, spune Sfânta Scriptură, și s-a descurcat. Alți oameni au avut alte meserii și eu, în mintea mea, a fost ca și gândul de la evrei. La evrei, primul lucru pe care trebuia să-l învețe pe un băiat, un bărbat, trebuia să-l învețe o meserie un copil trebuia să învețe o meserie. Și -o am zis, fac o facultate și după asta merg și la institut. Însă, ceea ce m-a făcut să mă schimb, mă amintesc discuțiile pe care le-am avut și cu fratele Gigel Olaru și cu sora Livia și alții și sora mea, a zis, nu cred că e bine tot să amâni. Du-te la institut, încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu a purtat de grijă slujitorilor săi. Și mă amintesc, în vremea aceea am citit povestea profetului Elisei. Era profet, el nu avea o casă a lui, dar Dumnezeu lumea asta îngăde să fie și oameni bogați. Și era în Israel o femeie înstărită. Și acea femeie a pregătit în casa ei o cameră specială pentru slujitorul lui Dumnezeu, unde să meargă, să se odihnească și să aibă toate cele necesare. Am citit tot atunci în partea aceea profeților povestea lui Elie, cum a avut grijă chiar și o văduvă. I-a dat mai întâi profetului și Dumnezeu a știut să-i poarte de grijă și profetului și acelei femei văduve cu copilul ei. Și atunci am zis, cred că trebuie să Merg prin credință. Să îndrăznesc, să mă vând. Și mă uitam în urmă și am zis, mă, eu n-am avut pe nimeni. N-am avut o familie înstărită care să mă împingă de la spate. Du-te, vă. Am zis, Doamne, Tu m-ai ajutat, m-ai trecut prin toate. Nu au fost pentru mine groaznic nici să stau pe stradă, nici să stau în casă de lux, în cameră de cinstele. Și am mers prin credință și atunci am zis, merg la seminar. E adevărat că unii s-au uitat mai ciudat. Eu cu... O istorie fără, așa, o, o genealogie să aibă rădăcini baptiste din generație în generație. Sora mea a fost prima care s-a pocăit din neamul nostru, pe urmă m-am întors la Dumnezeu. Eu, după mine, țin minte că s-a mama ta, a fost așa o poveste aparte frumoasă, s-a întors mătușa ta Iliana. A participat la botezul ei. Da, a fost la aminte. botezul ei și a lui Sorin și a da. Mirelei. Țin minte când s-a pocăit vara mea Ileana. Ea mă știa că eu eram cu lucrurile astea, cu merge... ea era curitoreasă și acum îi copilașii noștri de la Vareaș au niște pelerine frumoase, niște robe foarte faine făcute de uh -huh. Ileana. Și am făcea, mă, că mi a fost și ea să că o să nu numai cântăreață la vioară și îmi amintesc că mergeam să le spun Evanghelia și cum ți-am zis în minte că era mătușă taileană, prima care s-a pocăit, o venit un și o venit Vasile Oprea, o luat așa de piept și o tu ai pocăit o pe Ileană și am mai văzut dacă eu aș putea pocăi pe oameni, aș începe și cu tine. M-am împins așa destul de bine către oh, perete, dar când mă uit acum, mă gândesc, iată cum Dumnezeu a făcut și Ileană să fie credincioasă și a crescut cele trei fete, sunt în casa lui Dumnezeu, mama ta s-a întors la Dumnezeu, s-a întors și tată, tu ții în minte cum Dumnezeu a lucrat după câte au fost, pentru că Dumnezeu are planul său, țin minte că bunicii tăi, un și vasile era, era printre pocăi și pocăiții îți cunoscuți imediat, ei sunt ca și luminile, să văd de la distanță. Mm -hmm. Deși el nu mi-a făcut niciodată un rău. Țin minte, numai că era pocăin, meream până livadă și rupeam vârful la, la pomi. la moș dar. Și am spus că un în ceași vasile să merg. Mă, cum vorbea el așa mai lung, mă, e clar că diavolul numai te împinge. <laughs> și într-adevăr, mă uit așa, cum ți-am zis, Dumnezeu are planul său. Noi n-am avut o linie din asta de istoria evanghelică, de, de pocăiți, dar l-am cunoscut pe cel care a zis pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și așa am zis, merg prin credință. Am zis, domnule, n-am trăit ușor nici înainte. Merg și dacă uh -huh. e, să rabd, rabd. Și am mers într-adevăr prin credință la seminar. După ce am terminat seminarul, am venit în prima pastorală la Gotlob. Și... La Gotlob am ajuns într-o biserică unde timp de 9 ani nu a avut păstor. O biserică frumoasă, o biserică unde Dumnezeu m-a șlefuit, m-a prelucrat. Erau două echipe, o echipă a moroșenilor și o echipă a bihorenilor. Și ăștia sunt grozavi. Și când se pocăiesc, dacă se pocăiți, cu ei muți munții. Și dacă îți ne pocăiți, munții ăștia de râmă. Și n-a fost simplu, dar a fost perioada aia în care aveam o coajă de Dacie din 1978, am cumpărat-o așa, are o altă istorie. Aia galbenă oare? Aia galbenă, da, da, da. Ai memorie bună. Nu aduc aminte de... <laughs> și mergeam în slujire, am reușit să plantăm biserici, mergeam, aveam nevoie de susținere și țin minte că Fratele Petrică Dugulescu a zis: bă, 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 eu vreau să te ajut, bă, bă, la urență, vreau să te ajut. Și dânsul mi-a găsit într-adevăr un sponsor pe, prin Isus Speranța României, Mike Pope din Tuscumbia, era pastor la First United Methodist Church. Și oamenii atunci țin minte. În 2000, când au venit, au început și au zis. noi stăteam într-o casă, am uh, luat o casă unde să stăm acolo în Gotlob, nu avea apă în casă, nu era wc în casă și slavă Domnului că nevastă mea nu a fost din aia jinga și să strâmbe din nas, a fost alături, uh, aveam un wc undeva în spate, apa era la colțul, la o intersecție. Și va ați locuit în Gotlob acolo? Și am stat o perioadă acolo în Gotlob, țin minte că uneori nu avem lemne și mergeam și aduceam mergeam cu Dacia, ne aduceam lemne de la Timișoara ca să avem lemne, să-i facem focul. Am mai aranjat puțin apartam, casa aia unde stăteam. Erau mulți șoareci și o fiți în minte că erau uh, era îngrozită de șoareci. Eu aveam un șpoher din la micuț, dacă nu mai băgai un lemn în foc, tremurai la liber. Am mers la Comloșul Mare, Acolo am început așa o parte de evangelizare și de plantarea bisericii și m-am dus să stau de vorbă cu oamenii prin sat, pe acolo, pe la, pe la, pe la Mare și când mă întorc, of era în hol. În holul ăla aveam și bucătărie, acolo era și de primire și te de frig. Zic că, măi, dar de ce nu mergi în dormitor? Acolo aveam un dormitor frumos, un pat mare din Germania, ni l-a dat acolo cineva. Și ce da, uite șoarecul. Era un șoricel și ăla să plimba drept pe dișdița patului, pe dunga patului, liniștit, la căldură și ofi stătea și tremura. N-aveam atunci celulare, dragii mei, să mă sună, vină că e okay, șoarecul, vină repede. Oh, nu, a stat, a răbdat. Pe urmă, țin minte că am zis la Diurița, Giorița era secretarul bisericii din Gotru și -a zis, vino să punem niște șipci. El era tâmplar, eu vino să punem niște șipci. Și într-adevăr, a venit atunci și am pus șipci la, la, pe marginea, la margine, ca să nu mai intre șoareci. Și am început o slujire, mă amintesc că erau evanghelizări. Dumnezeu lucra într-un mod aparte. Am început lucrarea la vizejdea. Un drum rău, eu. Dar Dumnezeu dădea har de cercetare. s pocăit oameni, ne-am botezat, ne adunam în casa fratelui Costică, am transformat acolo să fie o casă de rugăciune și Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Iar nu pot decât să văd într-adevăr că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care lucrează. A lucrat atunci, uh -huh. lucrează în prezent și va lucra atâta timp cât va mai fi omenirea aceasta. De aceea e important să fii de partea lui Dumnezeu. Povestea la un moment dat de fratele Petrică Dugulescu. Noi știm că a fost o persoană marcantă în istoria creștinismului românesc, îmi permis să spun doar în zona neoprotestantă, poet și în Parlamentul României. A fost primul, primul om, primul pocăi, primul evanghelic din Parlamentul e României. Exact. Spune cum l-ai cunoscut pe fratele Dugulescu. L-am cunoscut pe fratele Petrică într-o conjunctură ciudată. Era o seară de Revelion, și am imitat câțiva pastori. Eram cu tinerii, nu știu ce, erau glume, da, frumoase. Și ăștia au zis, hai să facem un concurs, nu un concurs, un interviu cu personalități din lumea baptistă. Și eu a trebuit să imit pe câțiva pastori. Vă dați seama câtă minte și la mine. Și l-am imitat pe fratele Iosif Țon, pe fratele Mihai Sârbu, pe fratele Petrică Dugulescu. Și era acolo și fratele pastor Râncu, era și fratele păstor Bușan. A fost momentul fan, fani, a fost plăcut și, pe urmă, fratele Râncu a stat, le-a cugetat și mă cheamă, zice, stai deoparte, pentru că eu văd prin felul tău tu ți-ai joc de Robi domnului și trebuie să-i sun și să-și cer iertare. Oh. sun pe fratele Zon, Frate Zon mă știți, poate mă cunoașteți, fratele, eu am fost un an de zile păstor la Brașov, pe dealul Melcilor numărul 3, când eu m-am retras, fratele Iosifțon a și a preluat pastorala acolo, împreună cu Adi Stanciu, au fost clipe frumoase. Și îl sunt pe fratele Iosifțon, mai ales că fratele Iosifțon m-a lăsat ca în biblioteca lui să uh, mă pregătesc pentru teza de licență. Uh -huh. Și din biblioteca lui mi-am extras că nu erau multe materiale în vremea 99-2000 despre Duhul Sfânt. Atunci am terminat în anul 2000 și dânsul m-a lăsat să iau materiale, fratele Iosifson din bibliotecă pentru lucrarea, teza mea de, de licență. Și îl sunt pe fratele Iosif Țon, era la Orade, la SMR, și spun că eu vă rog frumos să-mi iertați, uitați fratele Râncu, consideră că eu mi-am bătut joc de noastră, că v-am imitat, și fratele Țon din partea cealaltă a firului, auzi frate Timiș, ăsta să fie singurul tău păcat în viață, spune-i lui Râncu, ești iertat. <laughs> și bineînțeles Înțeles că uh, i-am și spus, acum să-l sun pe fratele Dugulescu, dânsul era în Prea parlament. pe să Păi trebuit. Și pe fratele Mihai Sârbu. Mm. Și îl sunt pe fratele Dugulescu și dânsul zice, bă, 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 bă vină la mine la cabinetul parlamentar. mă duc la dânsul. A fost mai, mai complicat aici. Eu, da. <laughs> Merg la Dânsu. Și zice, măi, eu te iert, dar trebuie să, să mă imiți. Well, you, well, you, cum să-l imit pe omul pe care eu l-am imitat în seara de Revelion? Am vrut să vadă dacă chiar a să fost... Să vadă și îl imit și zice el, mai 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 ai un pic de spirit actoricesc. Și îmi spune dânsă, zice, măi, și eu zice, eram la teatru, era cu fratele, un frate din, din, Timișoara, cu care, cu care e păstor acum la parța fratele respectiv, îmi scapă numele, <clears throat> Și mai făceau anumite piese de teatru, și îmi, zicea, îmi zice fratele Petică: Mă, tu să știi că ai, ai, ai spirit actoricesc, mă bucur zice, că eram atunci la, la seminar, era în anul cum ți-am zis, uh -huh. în, când era dânsul în parlament. Deci, mă zice: Și eu am fost copil sărac, tu ești copil orfan, uite, eu vreau să te ajut și vreau să spun, Gabi, că dânsul mi-a dat bani ca să-mi fac școala de șoferi. Și eu cu banii care mi-au dat atunci fratele Petrică erau 100 de mărți și 100 de dolari. Erau bani. Dar pentru că eu aveam domiciliu în Maramureș, nu aveam în Timișoara, a trebuit să fac școala de profesioniști. Că doar profesioniștii puteau să dea examenul în localitatea unde au făcut școala de șoferi. Și așa fratele Petrică atunci a fost, întâlnindu-l să-mi cer, să cer iertare, dânsul m-a susținut după ce am intrat în pastorală, în lucrare, m-a ajutat, ba mai mult, fratele Petrică, în 2006, ținând legătura cu dânsul. În 2006, m-a chemat să slujesc împreună cu el la Biserica Eclesia, ce se aduna în cinematograful din. Calea de, de, din Piața Doina, Cinematograful Unirea, unde iată după atâția ani de zile prin la Domnului încă este acolo. Este acolo, slujim la Biserica Eclesia și ne rugăm să rămânem în continuare o ambasadă spre a Domnului, o poartă spre ceruri pentru oamenii din acea zonă. A fost o perioadă frumoasă cu fratele Petrică. În momentul, în 2007, după ce am fost ales păstor, dânsul s-a retras și a zis să-l las pe Laurențiu să fie păstor senior și dânsul sus eu rămân doar evanghelist. Iar în 2008 dânsul a plecat în veșnicie, au fost vreo 10 ani cât am slujit ca și director executiv la ISRU, ani în care m-am format, după care Dumnezeu m-a pregătit pentru o nouă lucrare, ca să încep lucrarea de la Speranță și Lumină. Continuând lucrarea. fiind Iisus de... Speranța, speranța România, României, da. da. O lucrare, tot așa o casă de. Da, o casă de copii, de copii. Erau, era uh, o casă pentru băieți, prima dată. În 2011 am făcut să fie două servicii sociale, să fie o casă pentru băieți, pentru tineri care părăseau sistemul de stat și tineri care nu mai aveau părinți, cât erau într-o casă de copii, într-un centru de plasament, aveau acolo asigurată cazarea, mâncarea, cele necesare și deodată la 18 ani sau când plecau din învățământ, când nu mai erau în școală, se trezeau fără... Nimic, fără suport moral, fără suport financiar, fără familie, fără nimic. Și atunci ce devin oamenii aceștia, tinerii aceștia? Infractorii de mâine, oameni care încearcă să trăiască cumva. Și atunci continua proiectul cu tinerii... Uh, Dezinstituționalizați și am avut vreo 20-20 și ceva de băieți și în 2011 am început, eram colegia, Ligia, era președintele ISR-ului și atunci am început să luăm și copii mici, frați, un nou serviciu social pentru copii. Și așa, în câțiva ani a ajuns să fie tot mai mulți copii. Am văzut minunile lui Dumnezeu în perioada aceea. Am văzut cum Dumnezeu a purtat de grijă. Sunt multe experiențe. Spune-ne una, care e cea mai marcantă experiență din perioada aia, în care ai văzut mâna lui Dumnezeu Îmi amintesc așa. că noi aveam pe lângă lucrarea asta caritabilă, era și lucrarea evanghelistică. Și în fiecare miercuri ne întâlneam cu păstorii la rugăciune. La părtășie și aveam o factură destul de mare, primisem preavis că ne debranșează de la gaz și la, de la curent, era iarna. Vorbesc cu Jean Chiforeanu, zic eu, Jeane, de unde să luăm bani împrumut? Că uite ne taie gazul și curentul. Și Jean, cu stilul lui specific, tineri, timiși, strigăm către Domnul, că la Dumnezeu găsim zbăvire. Ne rugăm, ne rugăm cu pastorii, cu toți, nimic, pleacă celălalt și rămân eu și cu fratele Pavel Murariu și Jean. Și în timp ce mai beam o cafea, cafea e baptistă că e botezată, e penticostală că e făcută la foc și eram la părtășie. Și deodată intră un frate din Timișoara și îmi spune numele ce stau pe strada Ciocârliei, numărul și zice el, frate, Domnul mi-a vorbit să vin cu banii ăștia și să-ți aduc. Nu mai țin minte, era vreo 4.250 42, de lei. Nu vreau să greșesc suma, era o sumă destul de mare. Și îmi spune el, frate, n-am avut toți banii ăștia. Dar Dumnezeu mi-a zis atâția bani și am luat împrumut să vă aduc banii ăștia. Erau exact banii necesari ca să plătim facturile de curent și de gaz. Mi-l amintesc și acum pe Pavel Morariu, că s-a ridicat așa în picioare și a început să bate puțin din picior și să spună cu accentul lui puțin din zona Moldovei timi și aici văd minuni pe viu. Și într-adevăr am văzut minunile Domnului și acel frate a rămas pe urmă consecvent în a susține lucrarea în toată această perioadă, cât am fost și la Onisim și la isr în toată lucrarea, am văzut un Dumnezeu care are o listă cu priorități. Vestirea Evangheliei, orfanul, Văduva, săracul, cel străin, îi are Dumnezeu în grija sa. Și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor, sa, nevoilor acestor categorii de oameni, Dumnezeu trimite dintr-o parte și din alta oameni care să fie îngerii lui Dumnezeu în împlinirea nevoilor. Asta e experiența pe care mi-a venit în minte să-ți-o spun acum, Gabi. Da, chiar foarte fain. La un, înainte să încheiem, mă gândeam la două lucruri care tare mi-ar place să le mai uh, povestim uh, aici. Uh, mă gândeam la faptul că deși cumva din cauza părinților într-un fel sau altul sau a contextului ai ajuns să, uh, să fii lipsit de dragostea unui cămin spre finalul vieții mamei tale a mătușii sau cum să o... Yeah, yeah. Da? Uh, ea a fost cea care a fost primită de tine și mi-aduc așa de fain aminte de uh, faptul că ai oferit acolo un, un loc în care să stea și cumva s-au schimbat toate lucrurile și ea a găsit dragoste. Cum s-a întâmplat asta? Ce te-a determinat să faci asta? În Biblie, porunca a cincea e valabilă. Indiferent ce fac părinții tăi, Dumnezeu spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să treci multe zile fericite pe pământ. Și pentru mine asta e cuvântul lui Dumnezeu și îl cred. Chiar dacă... A fost greu? Nu că a fost greu. Cât am fost la casă, mama nu a Nu vin să găsesc nici scuze, nici acuze. Asta a Așa fost. -a da. Așa s-a întâmplat, Așa s-a întâmplat. Noi o iubiam pe mama, cum îi ziceam noi, Baștana. Aveam uh, o legătură frumoasă. Era talentată. Avea uh, partea aia de artist în ea. Ţi-o uita la tine și cu creonul te, 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 te așeza pe hârtie. Dintr-o bucată de material o învârtea de câteva ori la mașina de cusut și făcea o floare sau mai cine știe ce. La mașina de cusut făcea animale. Îmi amintesc și acum cum învârtea materialul și făcea veveriță, făcea iepure și câte și mai câte. Pentru că, în borsa, dacă mai stătea acolo, avea echipă cu care să se bucure de lichioarea lui Bacus. Ea a fost în minte în perioada 90-i bolnavă, medicii au zis luați-o acasă, avea ciroză, era foarte umflată și zicea, nu mai trăiește mult. Și a mai trăit peste 20 de ani. Într-adevăr, am luat-o noi în grijă și curând să mergea la frați, la surori, am mers chiar și la sora mea în Republica Moldova, urmă stătea la sora mea în apartament în Timișoara, îi plăcea să steie la noi. Îi plăcea să steie și îi era dragă tare nevastă mea, Ofelia. În tot spunea ea, e cea mai faină noră. Să nu se supere cum cumnatele mele pe mine, da? nevastă mea e cea mai frumoasă. Și fiecare frate de al meu spune în dreptul sale că nevastă să e cea mai frumoasă, Corect. ca orice om cu minte. Dar a avut când am adus o de la Lugoj de la frate meu, un accident și a rămas cu fractură de bazin. Și mai bine cred că din jumătate de an a stat la noi, la socrii, am amenajat acolo în apartament, unde aveam baie, aveam camera ei și bucătărie. Mergeam cu Ofi, îi schimbam pampersul și știa să aibă acea gratitudine. Îi pupa mâna și îi cea mulțumesc. În perioada aia săracă a început să învețe să umble din nou în picioare. Am avut niște probleme. Am avut biserica noastră, am trecut prin darul despărțirii și când am mers să-i ducem mâncarea, că stătea la noi. N-am ținut eu cont să judec, de ce și cum. Și îi duc mâncarea și zic eu, mamă, ți-am adus de mâncat. Și zice, astăzi um mănânc, astăzi, astăzi ajun. Păi zice, zice ajun și mâini o n au mâncat numai de sară, că nu mai vreau să te văd așa trist, nici pe tine, nici pe femeia ta. Așa a făcut Dumnezeu, să fie în grija noastră. Pe urmă, am în minte experiența când am mers înainte cu o zi de a muri. Eram la munte și m-a sunat Tăvica și a zis, șeful, mămica dumneavoastră nu mai mănâncă, e bolnavă. Și-am plecat de la munte și-am mers. Era Sebi, destul de măricel. I-am am ajuns acolo, m-am rugat pentru ea, i-am făcut ungerea și dintr-o dată s-a schimbat. S-a luminat la față. Era în salon o altă femeie. O început numai să-și facă la cruci. Chiar nu mai văzut așa ceva. Și o început să-și facă la cruci. Că e aceasta, acolo, ce acolo, e o minune, ce acolo. A început să vorbească mama. M-am rugat cu ea. Pe urmă, l-a chemat pe Domnul Isus în inima ei. S-a întors cu fața spre Dumnezeu și am stat și am zis: Dumnezeu știe de ce a trebuit în ultima parte a vieții să fie cel mai mult în familia noastră. Stătea cu bunica și îmi zicea mama, o zi în mătușa aceea mai bătrână să-mi țină de urât. Și stăteau și povesteau. Și, dragii mei și dragă Gabi, viața își are farme cu ei. Chiar și în momentele când uneori nu înțelegem anumite lucruri, suntem dispuși să avem anumite judecăți pentru unii, pentru alții. E mai ușor să judeci, însă Dumnezeu vrea să iubim, să iubim, să iertăm. Și vreau să vă spun că îmi amintesc de o secvență când am mers, că spuneam eu ție că eu am avut niște luni pe care trebuia să le execut. Exact. Fac așa o paranteză, acum mă uit la ceas, ceasul trece, ceasul toarce, se învârte ni se duc ni ca un sunet și nu se mai întorc înapoi dar nu se stinge al lor răsunet în veșnicia de apoi. Da. Și vreau să spun mă urmărea ce fac dacă acum mai, mai ajung în Borșa, ce se întâmplă poliția că se schimbase numele, nu mai era miliție era poliție, un alt, aveau mașini am zis ce fac și mă duc zic că la, la Ognă și mă duc până la Ognă și tag întâlnesc pe unul din supraveghetorii cei mai răi. Și m-am dus la el, nu dau nume, unii și-l amintesc, a murit, eu l-am iertat, dar am zis, am mers la el. Era părăsit de familie, de copii, într-un pat îngrozitor de, 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 de... ca un om părăsit, paralizat, și m-am dus și am zis: Am venit să vă spun că v-am iertat. V-am iertat de toate relele pe care le-ați făcut, de toate bătăile pe care le-ați aplicat la atâția copii neputincioși. Nu puteau să se să, să apere, nu puteau. La toate lucrurile rele pe care le-ați făcut. Și am venit să vă spun că eu v-am iertat. Și mai este unul care vrea să vă ierte și să vă mântuiască a murit pe cruce pentru dumneavoastră e Iisus Hristos Domnul și el a spus pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară era cu gura strâmbă nu mai putea vorbi și am continuat să-i spun și deodată nu m-am văzut cum au început să-i curgă lacrimile și am zis, zic eu, să știți că dacă Dumnezeu mi-a dat harul să vă iert cu atât mai mult el dacă a iertat un har pe cruce vrea să vă ierte chiar în aceste clipe pe dumneavoastră, și să nu muriți până nu vă pocăiți. Și de acolo m-am dus la Vișeu de Sus. Judecătoria era perpendiculară cu casa de copii din Vișeu. Cunoșteam și judecătoria și casa. Când ieșeam de la casă, ne duceam, era biserica Sfântul Anton. Pentru că noi serveam micul dejun la șapte, pe la șapte și un sfert plecam și mergeam în grup și țin minte că așa a fost sămânța aia, mama ne-a învățat de mici, ne puneam în derunț, în pat, să zicem ucinașele, tatăl nostru, născătoarea, să spunem credeu să spunem îngerașul, atât cât a putut ea, în simplitatea ei. Mergeam acolo la Biserica Sfântul Anton să ne spunem fiecare, ne puneam, că mergeam în, grup, în grupul nostru, era de vreo 15-20 de copii, și mergeam, ne rugam, că aveam vreme, făceam 5 minute până la generală 7. Și știam unde e și școala, și biserica, și judecătoria. Și mă duc la judecătorie la în audiență la președintele tribunalului. Era președinte Țiplea. Nu uit că sunt nume care rămân în minte. Un copil, îți dai seama, în clasă, așa, înainte de maturitate. Și încep și poveste. Mă primește, curios, mă primește. Fără nicio programare. Fără au programare de audiență. M-am dus, am bătut. Vino, cei mai copile? Vreau să vă spun ceva. Vino! No. Și încep așa și spun. Sunt Timiș Laurențiu. An de zile am crescut lângă dumneavoastră, aici la casă. Viața, gașca, prietenii, lucruri pe care le-am urât, am început să le fac și toate amenziile mi s-au transformat iată în ce. Am pe numele meu un mandat de vreo șase luni de închisoare, nu știu ce va fi. Vreau să vă spun, domnul președinte, că eu m-am pocăit. M-am întâlnit cu Hristos și mi-a luat toate lanțurile și toate lucrurile de care eram robit și m-a făcut copilul său Dumnezeu și sunt liber. Spuneți-mi ce trebuie să fac, să fac rost, să lucrez verile, să, plătesc, să mai poate plăti acele acele amenzi pe care nu le-am plătit și s-au transformat în zile de închisoare și erau zile de închisoare, dar cu lucru în folosul comunității. Și îmi amintesc și acum n-am văzut eu uh, telefon de ăla. Era un telefon uh, cu, cu, butoane. O sunat, vine o doamnă și ce caută dosarul cu Timiș Laurențiu și ei, vine cu dosarul, îl deschide, și vede acolo, în loc de Timiș Laurențiu Grigore, era Timiș Gheorghe Grigore, data nașterii nu era bună, adresa era bună, zice, pune el pentru ora 3. Nu mă amintesc ce -o mai zis, cum îi. Și zice, vi pe la ora 5. La ora 3, eu eram acolo, în, am mers în sală, ca să văd ce -i. Nu era nimeni, doar complet era dânsul președintele tribunalului. Și mai doi, nu știu ce s-a întâmplat, ce nu, ce ori discutat, decât la ora 5 mi-a dat așa o foaie mică și scria din cauza datelor eronate în dosarul cu tare, cu tare, cu tare, se anulează mandatul de arestare și se casează, clasează, nu vreau să greșesc termenul uh -huh. care era atunci, dosarul cu tare, cu tare. Și a zis, băiete, ce ai zis că ai făcut? că m-am pucăit, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Creșteți un drum frumos în viață. Și domnul Țiplea mi-a dat, mi-era frică, zice, du-te cu asta și două la poliție. Cum mă duc eu la poliție? <gântu -i> Țin minte că i-am dat acel bon la doamna Cristească, la doamna Cristescu, Ioana. Și ea l-a dus la poliție și acum privesc și zic, Dumnezeu m-a eliberat de închisoarea morții, de închisoarea oamenilor, de închisoarea iadului și mi-a dat libertatea și eliberarea cea mai frumoasă eliberare pe care o poate primi un om. Să fi, știi că ești liber de păcat, să știi că nu te mai apasă vina pentru că la cruce a plătit Iisus Hristos pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, pentru păcatele tale și dacă ai lucruri poate care te apasă, vreo vinovăție, vreun lucru rău, vreo mizerie, cine știe ce ai fi făcut, cum ai vrut să strești viața. Mântuitor a spus, cel ce vine la mine, nu l voi zgoni afară. Și asta e șansa mea și șansa ta. Și șansa noastră. Și așa am ajuns într-adevăr să scap și de una și de alta și după ce maică mea, vreau să zic, a plecat în veșnicie, dorința ei a fost să o mormântăm tot la Maramureș. Și într-adevăr am făcut serii de priveghi la Mătușa în, 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 Poiană și la mormântarea ei a fost chiar de Sfântul Ion pe 7 ianuarie, după Bobotează, vârmul care era preotul, zic el nu face mormântarea cu sectanți și preotul, seniorul, bătrânul, bisericii de acolo, care mă știa de când eram micuț, el a zis, lasă mă Grigoruțule, că facem împreună. Deci fac eu prohodul și pe urmă faceți voi și și a venit într-adevăr la mormântarea mamei grupul ecleziast și unii și amintesc și acum acea slujbă interesantă, cum e o slujbă cu preotul și cu pocăiții. Și oamenii au putut asculta cuvântul, țin minte și acum ce am predicat la mormântarea lui mama, cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul. În Ioan capitolul 1 cu versetul 29, Iată mielul lui Dumnezeu care, care ridică păcatul lumii. Dacă până la Domnul Hristos, sângele mieilor și a vacilor și a vițeilor acopereau vina păcatului și păcatul, Hristos nu vine prin sângele său să acopere păcatul. El vine să ridice păcatul, și a luat asupra lui toate păcatele sale și le-a purtat pe cruce. Și unii să mai întreabă de ce porte uneori acest semn. Pentru că acest semn e interzis, cred că în peste 52 de țări. Și acest semn este un, este un indicator, ca în semnele rutiere. Ne vorbește de ceva ne vorbește că pe cruce a murit Iisus Hristos pentru păcatele mele, pentru că atât de mult m-a iubit pe mine și pe tine, încât și-a dat sângele ca să ridice păcatul. Și astăzi Hristos ridică păcatele, și astăzi Hristos vindecă, și astăzi Domnul Hristos Dă binecuvântare și în zilele noastre, Domnul Isus Hristos vrea să restaureze vieți, vrea să schimbe destine și în lucrarea pe care o facem, și la orfelinat, unde avem, cum ți-am spus, copiii, și la bătrâni, și la săraci, și la oamenii bogați, și în Consiliul Județean, le spun de acela care primește pe toți. Isus pe toți primește și pe drum bun. Ei duce. Și ce minunat să știi că în lumea aceasta merge alături, nu de președintele unei țări, nu de primarul unei mega metropole sau ce -o fi, ci merge alături de mână cu stăpânul Universului, cu Dumnezeu care a spus, îmi întind mâinile toată ziua. Și știți pe cine și le întinde? Și mi-am întins mâinile spre un popor răzvrătit. Păi tu care mă asculți, tu nu ești răzvătit. Dai momentele tale de îndoială, de teamă, de supărare. Și Domnul spune, vreau să te iau de mână. Ce mare har să fii de mână. Și nu în mâna oricui, ci în mâna lui Dumnezeu. Da, ce frumos și uh, ce profund până la urmă, modul în care Dumnezeu a așezat toate lucrurile în viața ta și nu doar a ta, ci cred că în viața multor care au stat cu noi și au ascultat această, uh, această discuție, această mărturie, acest podcast. Uh, la un final, uh, vreau să te întreb așa legat de proiectul care îl aveți cu echipa, cu. Uh, raze și lumină. care e marele vis pentru ce vă rugați în perioada asta? Ziceai la început de 24 nu? De, copii. de copii. Noi ne rugăm ca toți cei pe care Dumnezeu îi trimite în viața noastră să devină ucenicii Domnului Isus. Asta este rugăciunea și vă provoc să vă rugați și voi. Că o mâncare le -o oferă și statul îmbrăcăminte, educație o oferă guvernul. Dar noi vrem să le oferim iubire, echilibru și mai mult decât orice să-L cunoască pe Domnul Hristos. Asta ne rugăm. El va purta de grijă în continuare de toate nevoile. Eu le-am zis și la copii, nu sunt să cer de la cineva, ci zic, Doamne, trimite-ți Tu îngerii Tăi să putem face lucrarea Ta și în fiecare zi să faci peste 100 de porții de mâncare nu e puțin lucru. Să ai grijă de atâția copii, să te ocupi de bătrâni, de văduve, de orfani. Însă, pentru mine e o bucurie să văd cum Dumnezeu este la lucru. Și ai zis ce-mi doresc, asta-mi doresc. Să se împlinească cuvintele lui Iosua. Cât despre mine, eu și casa mea. Și toți copiii pe care ne-a dat Dumnezeu în grijă să-L slujim pe El, să-L slujim pe Dumnezeu, să fim în slujba Lui. Ce mare har să fim în slujba Regelui, Regele Regilor, Iisus Hristos. Și va veni ziua când spune cuvântul Ioan 12 cu 26, dacă mă urmează cineva să vină după mine, să-mi slujească și îmi place acest verset din Ioan 12 cu 26. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și acum fi atent ce spune Domnul Iisus Hristos. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Și am convingerea că toți aceia care se pun în slujba Domnului Hristos, în ziua aceea glorioasă, la Marea de Cristal vor avea parte de cea mai extraordinară decernare a premiilor. Vor fi onorați, vor fi cinstiți cei care aici, în Valea Plângerii, n-au renunțat, nu s-au dat bătuți, ci prin Valea Plângerii au ales să sape izvoare, să transforme durerea în bucurie, să schimbe uneori viața. În o viață ruinată într-un destin frumos, și va veni clipa glorioasă când Domnul Isus va spune: Veniți binecuvântați Tatălui meu! Și Domnul Hristos va răsplăti, iar Tatăl din ceruri îi va cinsti, îi va onora pe aceia care s-au pus în slujba Domnului Hristos. Da, mulțumim frumos, uh, Laurențiu Timiș, pentru faptul că ne-ai dat o adevărată lecție de viață până la urmă, uh, o lecție de curaj, o lecție de curaj pentru cei care nu îndrăzniți, poate să visați, iată că se poate, nu doar uh, din cenușă renasc visurile, ci atunci când ai curaj să le pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu transformă adevărate ruine în capodopere. Și Adevărat. Laurențiu este doar unul dintre martorii, pot să zic, pe care Dumnezeu a ridicat și este astăzi unde este, pentru că Dumnezeu a fost de partea lui și ce îmi place e că spui asta cu toată inima și le dai curaj celor care te ascultă. Îndrăzniți! Trebuie exact. să îndrăznim. Trebuie uneori să avem curajul să o luăm de la început. Trebuie alte ori să continuăm ce unde ne-am oprit. Însă, Dumnezeu întotdeauna e de partea celor care nu renunță. De aceea îmi doresc, eu și noi toți, să fim oamenii care, odată ce am pus mâna pe coarnele plugului, să mergem înainte. Și perspectiva împărăției, dacă vă uitați peste tot în Biblie, hmm? nu este în urmă, ci înainte. Mergeți în satul dinaintea voastră, mergeți înainte, înainte, înainte. Și Dumnezeu spune. Domnul Hristos de altminte spune în Evanghelia după Luca să nu fii ca nevasta lui Lot care a ieșit din Sodoma și la un moment dat s-a uitat în urmă. Nu te mai uita în urmă. Nu mai privi înapoi. Privește înainte și vei vedea că în Hristos toate drumurile merg înainte și merg bine. Mulțumesc frumos, apreciez Dumnezeu să te binecuvânteze Amin. Pe, Și pe tine, voi. familia, lucrarea, asociațiile în care în care ești tot înainte să să descoperi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragilor, mulțumim că ați rămas cu noi până la final și vă încurajez să transmiteți mai departe, să dați un share acestei întâlniri, acestui podcast. Nu uitați că ne găsiți și pe paginile de Facebook, de Instagram, Ecclesia Live. Dați mai departe, abonați-vă dacă n-ați făcut încă lucrul acesta, să fiți la curent cu toate noutățile care le avem aici la Ecclesia Live. Până data viitoare vă spunem o zi binecuvântată, o seară binecuvântată, indiferent când urmărești această transmisiune. Ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie peste tine și casa ta pe data viitoare